Salut și bine ați venit din nou la un episod de Reward-uri la Food Champions. Oare continuăm săptămânal cu această serie? Mulțumesc din nou, Alex, pentru cont și sper că de data asta să fie mult mai bine ca săptămâna trecută, unde am reușit să fac undeva la 100-120 de cap coinsuri din pecuri. N-a fost bine deloc la picuri, chiar dacă m-a dus un jucător de 95 overall. Vreau acum să fie mult mai bine, din nou gol 3, v-am spus, nu vă mai stresați, eu nu mai pot să joc jocul ăsta, dar dacă aș juca, m-aș opri la gol 3, indiferent, dacă aș avea și 14-2, tot la gol 3 m-aș opri. Greu de crezut că aș face eu 14-2 în perioada asta când n-am mai jucat de foarte mult timp, dar nu contează, nu e despre mine, acum e despre Alex. Hai să vedem, încep cu 2, de data trecută am început cu 1, cred. Nu pot să cred, pe bune! Am văzut premii de gol 3 incredibil de bune, am văzut Mbappé Team of the Season la gol 3 în perioada asta. De ce se întâmplă asta? Nu înțeleg. Deci nu înțeleg, frate. Ce-s cu player picurile astea? De ce? De ce eu? Ok, a zis Paredes. Și hai, te rog. Te rog aici. Hai, mă, dă-mi unul foarte bun. Deci vreau unul foarte bun. No. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nimic peste 90. Ok, Hernandez cum era deșteapt. Nu știu dacă îl ajută Hernandez. O să mergem la echipă. Nu știu dacă de-a trebuit ne-am uitat la echipă. Dacă ne-am uitat nu mai țin eu minte. La Rival s-a luat. Mamă, câte meciuri are jucate. Aproape 2500 de meciuri. Mamă, Ronaldo. Și îl ajută Hernandez sau nu? Că n-am văzut apărarea. Bă, nu îl ajută, sincer. Sunt mult mai bun băieții ăștia. Ronaldo e tradable? Nu e un tradable. Mamă, cât bulan! Aș vrea și eu Ronaldo. Dar nu știu ce să zic. Poate apare seria A player garantat dacă tu băgați beciorul ăștia cu player garantat. Poate ne salvăm iar cu pecurile, nu știu ce să zic. Rare players, rare players, prime și mega pecuri. Hai cu mega pecurile. Cred că totul e tradable. Hai mă, te rog ei sports, dă-mi aici! Începem cu nimic. Ok, ne calmăm. Poate la un moment dat o să vină ceva bun și scump. Poate de data asta Megapack-ul îmi dă ceva super scump, mă. Minim board. Hai Megapack-ule. Hai Megapack-ule. Walkout. Nu știu ce flair e. Anglia. LV. Pentru o secundă credeam că e Icon. Barnes ăla. Sau cum îl cheamă. Sterling 89. Ok. Din nou îi trimit poză lui Alex. Nu vreau să fie așa supărată în așteptarea deznodământului acestui pe Pomoning. Deci începem ok. Începem ok. Nu știu dacă costă Sterling. Ar trebui să coste. Poate mai e ceva lângă. Pjanic. Oh, ho, ho, ho. Incredibil. Asta mă. Asta zic. Asta zic. Pe bune acum. Pe bune. Pe bune că e pe bun. Poate să nu mai dea nimic că deja e insane. 3 walkout-uri. Un 85. Hai să dăm prețurile. 40.000 sterling. Rakitic, 20.000. Deja am făcut 60.000 din 20 de jucători. 20.000 Pjanic. 80.000. Băiatul ăsta cât mai e? Hai să-l punem la 12.000. 92.000 dintr-un singur pack. Așa da! Așa da, la Tapplicator e vreun jucător? Nu e. Băi, ești nebun. Asta zic ei sports. Așa mai merge, așa parcă ai mai vrea să joci, știi? Când îți pică așa ceva. Parcă ai mai vrea să joci când îți pică așa ceva. Hai Megapack-ule, mai dai ceva sau nu mai dai? Hai mă Megapack-ule, mă. N-am mai dat, frate, da. După așa ceva pack, nu știu ce să mai zic, v-am zis. Greu de crezut că mai pică ceva. Prime Gold Players Pack, hai să vedem. Bă, cred că o să joc Weekend League, sincer. Parcă mi-e dor așa, dar dacă o să mă enervez, nu cred că îl duc până la capăt, deci nu știu dacă să aveți episod. Minim board, walkout, man of the match, Spania, CM, Fabian, dar nu știu ce overall ar trebui să aibă, 85 Fabian, slăbuț, poate e undeva la 15.000 maxim, dacă nu ai cu XL-ul 10K, deși nu cred că e indicat, dar e cu XL-ul un astfel jucător când ați văzut. Acum două pecuri, jucătorul de 85 portare era minim 12.000, deci n-ai de ce să-i dea pixelul ăstuia. Îl bagi la SBC în cel mai rău caz. Și un 83 lângă, ok. Cum v-am zis, maxim 15.000, uite, și la 13.000. Da, 12-13.000 sunt jucătorii de 85 acum. Băiatul ăsta iar e scump. Forță mondială și mai avem două pachete de 50.000.
Dar trebuie că n-a fost nici măcar boards în pachetul de 50.000. Sper că data asta să fie mult mai bine. Încep cu 1. Hai mă, fece înfrângere. Hai cu victoria azi. V-ați spune ce am făcut acolo? Minim boards, asta zic. Asta zic. Doar boards e inform, nu? Ok, inform. Danez, striker, dolber, nu? Nu e dolber. M-am luat troll, cred că e unul de 75. He, ce să mai uhre. 75 overall. Pixel, prietene, dar nu o să-i dau Pixel. Probabil o să-l găsească Alex, o să-i dea el. Kramaric, Jarstein, bă, Bauman, ce s-ar putea să mai schimb Rugani. Pec decent, dar vreau să încheiem cu walkout, oricum v-am zis. O să mai fac și SBC-ul rune pe cont și cred că tot vineri apare episodul ăsta, că aștept marking matchups-ul. Hai mă, rar player spec, vreau să închei în forță la Alex, încă un walkout bun, te rog. Nu 85 Fabian, walkout bun, minim boards, e bine. Walkout, inform walkout și Brazilia, striker, Jesus, nu, Lucas. 85 Lucas, mi-aduc aminte când mi-a picat mie și am făcut o fază super cringe cu limba scoasă, da? Și era 200-300.000 atunci, nu cred că mai e acum cazul, dar poate mai e ceva lângă. Team of the Week Moments, Lucas Moura. Haide mă, mai e ceva lângă sau nu mai e nimic? 88 Pique! Bine mă, Pique! Bine așa, bine așa, nu poți mă, n-ai cum. N-ai cum, la pachete insane, dar la player pick-uri nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. 20.000, corect. Corect. Și Piqué. Bă, 30 și ceva, aproape 40. Bine rău. Bine rău, mă, bine rău, asta zic. Din nou, mulțumesc Alex pentru cont. Dacă mai ai pack-uri pe viitor, sunt bucuros să ți le deschid. Sper că am descurcat mai bine săptămâna asta, păcat de player pick-uri, adică a fost dezastru, frate, nu mă așteptam să nu dea măcar unul peste 90. Mă așteptam să fie mult mai bine decât săptămâna trecută, când dacă săptămâna trecută la arsoare cum, cu picul ăla cu 83, bine, săptămâna trecută a fost mult mai bine, 90 și 95, dar a avut pic slab, mă așteptam la mult mai mult acum și cred că săptămâna trecută a avut gol 2, dacă mi-aduc aminte bine, și a fost mai grav, teoretic, fiind că e gol 2, dar mă rog, detalii, n-are rost să le mai discutăm. Continuăm pe coponingul, v-am cupat. Ok, planul era să fac marquee matchups-ul azi. Cele două pack-uri cu Team of the Week sunt garantat și mega pack-ul ăsta care mai era la un SBC. Din păcate, m-am bucat de marquee matchups și am constatat că nu am suficient bani, așa că am făcut doar un singur pack de la marquee matchups și mega pack-ul și sper să-mi pice ceva bine de aici să poți să continui. SBC-urile Carfi ar fi trist pentru mine, m-aș chinui destul de mult, ar trebui să mai joc sau nu știu, din echipă nu am ce să vând, clar, pentru că e prea bună echipa. Nici în club nu mai am ce să vând, nu mai am jucători, e o perioadă nebună. Cred că m-am cam lăsat dus de val cu acele 85-92 rating player. Au fost destul de bune, dar mi-am distrus toată economia din club, tot jucătorii. Și având în drept că nu mai joc nici măcar rival, dar am niște premii săptămânale, e destul de greu. Sunt foarte curios ce bagă însă în seara asta, vineri. Ce promo bagă muzică, bagă Team of the Season, eu nu cred. Mini boards. Hai mă, dăm bine. Walkout in form și Spania, te rog, overall mare, LVB, o Alonso de la Chelsea, cred că e 84, nu? 86, ok. Ok, s-ar putea să fac măcar 30.000 de coins, sau trebuie să-l vând că nu am coins în club și poate lângă el mai e ceva. Poate mai e ceva, haide. Te rog, un Campbell. Cum e, aici am nevoie de foarte mulți jucători și să fie high rated, dacă se poate. Hai mă, mega pack. Ce poate fi aici? Sper că ceva bine, nici măcar boards. Ok, ok, ok. După walkout era normal, dar mă așteptam la măcar un board. Ultimul pack de la SBC-uri. Sper să fie bine ca să pot să fac Team of the Season, pack-urile Team of the Season garantat, pentru că cel cu Spania expiră în această seară și cine știe, o șansă la Messi sau la Ramos. Deci trebuie să-l fac. Sau la Varan. Hai mă, dă-mi walkout aici, te rog. Minim boards, e ok, e o șansă. Future Star și Franța, ce a mea icone, nu? Da. Bă, nu știu cât mai costă, dar măcar 50 de casă fie. Adică a fost bun când a apărut, are statusuri decente. Nu știu cât de mult ar mai putea juca el la un nivel decent în perioada asta, cu atâtea carduri bune, dar nu-mi pasă dacă joacă bine sau nu, îmi pasă să coste măcar 50 de casă.
Și mă îndoiesc o să poste, dar poate mai e ceva lângă. Hai să fim optimiști până la capăt. Și Demir Bay și Inform și Bartra și Rudiger, care costă easy 10k de la băiatul meu. Demir Bay, dacă e 10k, cred că îl păstrez. Da, 10k. Lasă să-l păstrez pentru SBC. Icone, momentul adevărului. Mamă, 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 22. Te rog, opre. Cine a dat, mă? Hai, 10k bid. Vreau că a dat cineva bid la 103k să transfer coins. Ce trist. Hai că-l las la 21. Era la 22.000 cel mai ieftin. Hai, mă, revin cu nebunile de Team of the Season Packs. Premier League Team of the Season Player Pack. Nu știu în ce episod o să vedeți asta. Probabil undeva la finalul săptămânii, pentru că nu prea am strâns pack-uri, nu prea mi-au plăcut SBC-urile, nu prea am jucători în club, dar până la urmă am reușit să-l fac. Pe nebunul ăsta am și schimbări la echipă, pe care cred că deja le-ați văzut în roata norocului, deși am postat până asta roata norocului. Dar hai să vedem. Ideal ar fi să-mi dea Virgil van Dijk ca să-l vând pe al meu. N-ar fi ideal să-mi dea Alisson sau Trent sau chiar Richarlison, parcă și Richarlison era la Premier League, pentru că deja i-am untradeable și nu ar fi wow. Hai să vedem dacă îmi dă ceva jucabil, nici de Bruyne n-ar fi rău, dar nu mai vreau să vorbesc înainte ce o să fie pe la-l primesc. N-am ce să comentez. Hai cu un stack bun. N-am mai iar apar cu roz. Anglia, deja e rău. Mamă, fix Trent. A, nu, Bisaka. Cred că mai bine era Trent pentru rating. Bă, slăbuț. Spuneți-mi în comentarii ce v-a dat și vouă. Sper că ați avut mai mult noroc decât am avut eu, dar ce mai contează? Consider că am echipa completă deja, tot-o. Este genială, părerea mea. Dar sper să nu mi-au troll, asta ar fi cel mai trist lucru. Sper să fie mult mai bine decât la Premier League, unde am luat 90 overall. Hai, mă, hai să vedem. Trebuie să fie bine. Trebuie să fie bine. Este Team of the Season, chiar dacă e flare-ul ăsta cu roz. Steagul import... Nu, Odegaard, nu Odegaard, dude. Ce să fac eu cu Odegaard? 92 overall. Măcar e mai bine decât la... Cum îi zice? Decât la Premier League. Cred că fac și Germania, nu știu. Dacă mă ajută jocul să pun doar 80 pe lângă el și să se facă ratingul de 84, cred că face și Bundesliga, pentru că n-am ce să fac cu Odegaard. Da, băieți, cam asta a fost și pack opening-ul săptămânal. Sper ca până la FIFA 21 să pot să fac măcar un pack opening săptămânal, e destul de greu. O să încerc să mai joc măcar la Rivals, dacă nu și la Weekend League, nu promit nimic. Poate mai îmi dați și voi pack-uri dacă m-ați ajutat cu asta, aș rămâne recunoscător și sper să vă și aduc bine cum am adus lui Alex săptămâna asta. Nu uitați de like, abonați-vă dacă sunteți noi, apăsați pe clopoțel, bifați să primiți toate notificările, e cel mai important lucru pentru un YouTuber și pentru un abonat, să știți, nu mint cu nimic, chiar e important asta, puteți să încercați, adică aveți 2, 3, 10 canale la care ați activat toate notificările, să vedeți că primiți efectiv notificare la tot ce postează canalele respective. Hai să nu ne mai lungim, eu am fost Alup, vă mulțumesc pentru atenția acordată, la revedere!